Primii îndrăgostiți care ne vor călca pragul formează un cuplu aproape căsătoriți, aproape de 10 ani, sunt tineri, frumoși, plini de viață, au 3 copii minunați, împreună și cântă, și acasă cresc copii, și afaceri, le reușesc pe toate pentru că se iubesc. Dragilor, Ilie și Tatiana Maxian în această zi alături de noi nu puteau să nu lipsească pentru că sunt unii dintre cei mai cunoscuți îndrăgostiți din showbiz și plus, hai că de tric, eu mă apuc de tric de una și de nu ne mai înțelegem. Dar ei astăzi au și o lansare frumoasă, pentru că cam cu cât timp în urmă ați lansat voi cealaltă melodie duet? Un an. Voi vă faceți un fel de tradiție. Da, așa se primește. Da? Cine a surprins în această dimineață? Până ajungem noi la clip, hai să aflăm noi altceva. Nimeni pe nimeni. Repede, copii, grădiniță. Da, pregătiri și tot așa. Da, dar înainte, cum arătau diminețele voastre când nu existau copii? Hai zi, alea de 14 februarie. Sărbători, îmbrățișări, acasă, sărbătoream. De exemplu, astăzi deja muncește și de tot așa s-a primit când ne-a felicitat. Repede, călcat hainelor, da, și tot așa. Nu-i când de dragoste, de 14 februarie. Noi pe voi v-am arătat cum ați fost Mire și Mireasă, cum ați mai fost încă de vreo 2 ori Mire și Mireasă. Anul ăsta nu faceți nimic? 10 ani totuși. Ne gândim să facem ceva deosebit? O să fie așa ceva deosebit. Am înțeles că și naș. O să fiți sau ați fost sau... Am fost deja de 2 ori, în septembrie vom fi nașii nașilor. Așa, în septembrie nașii nașilor, deja! Bravo vouă! Ia, haideți să vedem și ăștia sunt... A doilea finuț. Așa, sunt a doua pereche de finuți. Și cine? Ei sunt nașii, da? Nu. Avem prima pereche de finuț, prima pereche. Da, ei cu nună. Acestea sunt a doilea. Sunt a doilea. Roma, Cristina. Vă vedeți des cu finii voștri? Da, foarte des. Prima pereche sunt peste hotare. Se află în Italia, dar a doua se află chiar lângă noi și ne străduim cât mai des să ne vedem. Avem relații foarte bune și foarte frumoase. Acum plecăm la Italia săptămâna viitoare. Da, la finii noștri fac cumătrie acolo. Și pe această cale vreau să ne pregătim cadourile pentru finuți, pentru finuții noștri, pentru Olga și Vadim. Tot îi saltăm și iubim foarte mult. Nașa o să cânte, nașa o să danseze, ce să fac? Ce show programul mergeți încolo? Nu, deja o să vedem pe parcurs. Pe astea. Astăzi tu nu o să fii acasă la o cină romantică cu femeie. Din păcate, da, că chiar trebuie Tatiana să meargă cu mine, dar au intervenit alte chestiuni care e trebuie totuși să rămâne acasă. Și eu așa regret foarte mult. Așa e. Serviciu. Așa e viața. La fiecare. Nu avem ce face. Voi ați reușit să vă bucurați și de o vacanță, să filmați și videoclip, să vă giugiuliți. Cum a fost la filmări? A fost foarte bine, s-a reușit foarte bine, mi s-a dat ambilor foarte ușor. Dar ce rol acolo complicat trebuia să aveți? Da, dacă există dragoste și înțelegere, mi se pare că se dă orice ușor. Dar vă e comod să vă pupați în fața camerelor? Da, fiindcă o facem din plăcere. Ia că-ți faci, mamă, o fac din plăcere, așa, amar să fie! Noi am mai admirat săruturile voastre și ne gândeam, tu te rujezi des? Da, da. Cât kilograme de ruj ai mâncat până acum? Nu kilograme, dar ceva se simte. Vă sărutați față de copii? Cum reacționează cei mici atunci când vă văd sărutându-vă? Pentru că unii fac așa... Nu, sunt foarte bucuroși, îi zâmbesc și vreau să-i sărutăm. Bă, cum să nu vor și ei când au așa părinți? Și cred că este exemplul cel mai frumos, pentru că dacă părinții se iubesc, ei la fel vor crea o familie în care să fie dragoste. Și în aceste momente vedeți iarăși câteva poze cu familia și cât de bine se asortează. Și astăzi vedeți numai că la Ilie din cafea. Da? Ai încercat și tu să găsești ceva de cafea, dar n-ai găsit. Precis e așa.
Mă străduit oricum, aproape să fie măcar. Da, măi, dar voi chiar aveți mare răbdare să faceți lucrul ăsta, pentru că eu, copiii mei, ai 3 zile speciale și nu mă pot sincroniza, dar voi... Da, e foarte greu să găsești acum. Dacă găsești mamă, fiică, încă e bine. Da, dar pentru băieței, foarte greu să găsești. Așa că ne străduim, îmblăm foarte multă lume, ne întreabă de unde procurați aceste haine. Eu nu pot să spun niciodată că dintr-un magazin e ca facem cumpărături permanent, cu o hăinuță îmblăm toate magazinele, uite că e ca asta, ca asta, da. Și atâta așa reușim. El, mai ales Ilie, avea emoții, băi, el cu clipul ăsta, el așa de mari emoții are. Știi ce vreau să vă rog? Luați câte o cupă de șampanie. Ciocniți! Da, și, dar ia hai Brudershaft! Eu azi pe ei îi descoper în calitate de actori. Nu, voi, că eu sunt la lucru. Voi, ciocniți, eu vorbesc, dar voi ciocniți și bieți. Da, tante Lilu vorbește. Oh, și iarăși se pup. Așa, hai, Brudershaft! Așa, cum să nu vrea el o femeie ca ea și cum să nu vrea ea un bărbat ca el, pentru că chiar și pe internet, pe Instagram, când îi urmăriți, așa frumoase declarații de dragoste își fac. Iar acest videoclip este o confirmare, e un fel de love story al vostru, peste 10 ani. De fapt, e al mai multele love story-le. Voi câte love story-uri ori aveți. Hai să cântăm și să admirăm această familie frumoasă, acest cuplu și acest duet, pentru că reușesc să fie și părinți, reușesc să aibă și o afacere împreună, reușesc să filmeze videoclipuri, să lanseze piese. Pentru că acolo unde dragoste este și muncă și se reușesc toate planurile. Vara calde în obster zi, o lună plină stele mi aștept cu dor în piept. Uite că apar pe drum atâta fericire, acum mă pierd, dar vreau să cred că ești tot ce eu îmi doream, raza ce-mi bate la geam. Stai, te rog, mai stai. Mirosul tău și vocea din rai și cum mă tot cucereai. Stai, te rog, mai stai. Te vreau în viața mea, doar cu tine eu nu sunt altcineva. Rămân așa, te vreau în viața mea, să te simt, nu stai mereu în dreapta mea, în dreapta mea. Ce pregătește soarta mea, viața, dar nu credeam. Două suflete mereu se vor găsi, chiar de e greu. Soarta tot spune că ești tot ce eu îmi doream, raza ce-mi bate la geam. Stai, te rog, mai stai. Mirosul tău și vocea din rai și cum mă tot cucereai. Stai, te rog, mai stai. Te vreau în viața mea, doar cu tine eu nu sunt altcineva. Rămân așa, te vreau în viața mea, să te simt, nu stai mereu în dreapta mea, în dreapta mea. Turn it back.